La Moscova se încearcă a se crea o realitate paralelă. În Ucraina, armata roșie împarte rachete, bombe, gloanțe în stânga și în dreapta. La Moscova se creează o realitate paralelă și acolo se împart flori de 8 martie. Cum? Propagandă ieftină, cu o regie penibilă, dar probabil că fiecare face după posibilități și după talent. Doamnelor și domnilor, vicepremierul rus Alexander Novak amenință cu un embargo de petrol în momentul acesta, poftim? De gaz. De gaz pentru Nord Stream 1. Aceasta este informația de ultimă oră care vine din Federația Rusă. Andreea Sava ne-a pregătit noutăți despre oligarhii lui Putin, ultimele mișcări. Despre ce e vorba, Andreea? Ei, în primul rând mai avem niște puneri sub sechestre. Niște puneri sub sechestre tot în Italia, dacă ne ajută colegii cu informațiile. Avem niște vile puse sub sechestru lui Alisher Usmanov. Alisher Usmanov cred că face în fiecare zi, iar primește câte o veste. I-a fost pusă sub sechestru vila Arzacena de 17 milioane de euro de pe Costa Smeralda. De asemenea, mai vine un oligar, Roustan Tarico, este regele Vocii, vila Minerva de pe din Porto Rotonda de 15 milioane de euro. De asemenea, i-a fost pusă sub sechestru, pe aceasta a cumpărat-o de la Veronica Berlusconi. Și Vasilii Anisimov, care, mă rog, e un oligar specializat în aluminiu, bănci, tot felul de lucruri, i-a fost pusă sub sechestru vila Il Tulipano din Porto Cervo. N-am reușit să aflu cât costă această vilă.
Mă întrebai, spuneai să facem în fiecare zi traseul avioanelor. Da. Și îți spuneam că s-au oprit avioanele. S-au oprit avioanele, dar tot de la tine am aflat și o posibilă explicație, mai precis de la Times of Israel, care a observat o mișcare suspectă de avioane private de această dată. Deci e posibil ca, de fapt, oligarhii să înceapă să închirieze avioane. Și numai ieri, Times of Israel a sesizat 7 avioane private care au venit într-o singură zi în Israel și spuneau ei că ar fi ale oligarhilor ruși. De asemenea, și Statele Unite și Marea Britanie chiar astăzi intrau un proiect de lege în Camera Comunelor, legi pentru întărirea controlului și urmărirea afacerilor prin offshore-uri. Și, desigur, în Marea Britanie deja s-ar fi pornit o astfel de acțiune, dar lucrurile sunt complicate acolo. Avem două centre mari. În Marea Britanie este Londra, iar în Statele Unite, New York-ul, unde se spune că oligarhii sunt foarte puternici și au offshore-uri care acționează. Ai vrut de asemenea să le arătăm oamenilor și cine sunt oligarhii pe care îi regăsim cu afaceri puternice în România. Și la asta trecem acum. Am început, desigur, cu Roman Abramovici, pentru că este cel mai... Nu, am început cu preferatul tău, cu domnul Oleg Deripaska, cel care a avut participație la Alor Oradea și la Strabag. Strabag unde colegii de la Jurnalul Național, într-o investigație extraordinară, au aflat că... Bun, Oleg Deripaska prin MKO Rasperia Trading Limited are 27,8% din Strabag. Și pe de o parte, în decembrie 2021, Strabag împreună cu o altă firmă a absorbit o firmă, Drumaco SRL, care a primit o licență de exploatare pentru perimetrul Jena Est din Timiș, adică o carieră de pietriș și nisip, dar și mai tare de atât, tot Strabag împreună cu tot într-un consorțiu a obținut un contract de la MAPN pentru realizarea, atenția, infrastructurii bazei 57 aviatică. Hai să Mihail Kogălnicean. Hai să oprim un pic aici. Da. Deci, oligarhul rus a luat un contract de la MAPN, ce? De la MAPN pentru realizarea infrastructurii bazei 57 aviatică Mihail Kogălnicianu. Da. Licitație restrânsă, singura ofertă ce s-a calificat. Da. Deci, stați puțin, oligarhul rus în România, acolo se confiscă și așa mai departe, iar în România câștigă un contract de 521 de ce? Milioane de euro. 521.687.849 este etapa întâi a proiectului. Teoretic va urma să fie împărțit. El s-a calificat pentru... Deci oligarhul rus în baza NATO? Da.